Dragii mei, m-am coborât în dealul Bocșei, în Valea Popii la Biniș. Nu să strâng fânul, că l-a strâns gazda, dar am auzit că aici, la Ion Mărie, în Biniș, om norocos cum altul nu-i. Ia gândiți-vă așa. Mă, odată pe an se întâlnește cu muierea, stă o lună cu ea și după aceea e slobot. Eee, dă norocul prăstătoți, dar nu prăstă toată lumea. Dar eu am venit pentru că am auzit că mărioara a venit acasă. Măi, fraților, măi, surorilor, face o mâncare mărioara asta ca înainte ce vreme aici la Biniș. Și avem niște rețepturi bătrâne, vechi, mai ales în oalele de pământ pe care le făceau binișănii aici. Ce mai? V-am adus la Biniș să vedeți o vatră de olari unde nu se mai fac oale, dar se face mâncare. Ce mâncare? Numai la sarea în bucate puteți să aflați. Nu mă duc la fân, mă duc la mâncare. Hai! Mărioară, nici n-am ajuns bine aici la Biniș, că ea s-o și-a apucat de lucru. Bine, agivărat, că soarele de trisuliță sus prășeri, o misbundă îmblat, nu de lucru. Pi, dragul meu, eu ce-am așteptat, dar e soarele sus, cum zișeș. Și atunci treaba trebuie făcută, nu? E agivăraș, de unde și că mie o să-mi fie și foame de niște turce? Api, eu știu, așa e obiceiul dimineața la Biniș. Când ce scoli, fuga faci turcile, și iei sapa și pleci la săpat. Auzi, mie îmi dai turcile de sapă să mă ierți. Nu știu dacă pot să ce încurc. Păi nu cred că mă încurci. Lăsă-mi careva care să ne ajuce. Lasă că nu ne facem de mirul. Nu cred că mă încurci. Ia zi-mi și turce îmi faci, că uite ce faină pătura ta-i făcut. Păturace. Așa m-a învățat muma mea și când am venit nora aici, soacra mea tot așa a făcut. Tu ești nora aici, de unde, da, de din Biniș. A, tot din Biniș. Tot aici am mis. Pe care uliță? Pre Valea Țărnie, de la terenul de fotbal, așa, în sus. Aia e Valea Țărnie. Da, că lui bărbatul meu i-a plăcut fotbalul și îi place și acum. Și merge... cum îți zicea în sat, de fată? De fată îmi zicea Mărioara lui Piviel. Așa, și ai venit noră la cine? La Ion Mărie. La Ion Mărie. Da. Ai venit cu tot cu rețetă sau ți-o dat-o soacră ta? Nu, nu, cu tot cu rețetă. Crescută de muma, dar făcea și soacră mea și făcea și baba, bunica, mama lui soacra mea. Aha. Și ia zi-mi, ce rog frumos, aluatul cum l-ai făcut? Că văd că-i... Am pus apă în lighean, am pus apă sau în castron, în vâlning, în vâlning și am pus câtă apă călâie cu sare și am frământat-o. Goală, așa, n-ai pus drojdie, n-ai pus nu, nimic. Nu. Numai fănină, apă și da, sare, da? Da. Ia uitați aici tehnică, fraților. Pui, pui, pui să nu sărge ochii. Apii nu sorge ochii. Nu sorge ochii, că de-abia aștept să le mănânc. Doamne, fii cu ele, ia uitați, dragilor. S-a făcut o sușitură de-a lungă și asta așa. Ce faci? Toată o pune așa în cigane sau ce mai faci acum? Nu, dar de unde? Ia ca le tăiem cu cuțitul. Așa. Ia ca așa le tăiem cu cuțitul, ia ca așa. De răbe mai mari. Așa, și facem așa. Uite așa. Vezi? Așa. Așa, uite așa. Dar nu era mai simplu tu, Mărioaro, dacă le-ai făcut așa, numai să le tăiem și să le punem la frit? Nu, dar de unde? Că nu iasă foietajă. A, asta e ca un foietaj. Atâta-s de bune, scap, să tot mânci. Doamne, să moaie în gură la domni. Mamă, mamă, eu că așa le place când vin ai de la oraș la sat. Să mânce ca la mă, sat. Cum să nu? Oameni buni, să știți că fiecare gospodină, fiecare socăciță avea acasă sculele care trebuiesc. Ia uitați-vă, tabla asta așa, e bună și de tăiței. Da, că e dreaptă. Bună, uite ce fină, și de cucoriele. Și de tot ce-i de făcut aluaturi în casă, da? De toate. Dacă v-ați uitat, are aici așa o șipcă care este pusă și în partea asta altă să nu alunece. Deci puteai să o pui și pe o parte și pe cealaltă a mesei și o sprijineai cumva de tăblie, nu cumva să alunece și să-ți fugă, să rămâi fără. Și dacă n-aveai din asta... E mai greu, nu-i bun. Cereai împrumut. Cereai împrumut, sigur. Cam toată lumea la noi o avut și în sacile veșine și la comună și peste tot. Acum cred că am văzut au mai mult plasticuri decât lemn. Păi mai eu, astea-s bune, lemnurile, spun. Ca lemnurile nu o fi. Se face o gaură la mijloc, așa. Așa. Ia ca să fac și la asta, dar și pot să fac și prămăsai, nu-i problemă.
ia ca așa. Le mai lăsăm o țără să... Le mai lăsăm o țără să mi se până încălzească. Până le faci prătoace, le mai lăsăm să... Da, 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 da. Prioră să-mi spuni când e bun aluatul așa, că văd că, uite, are parcă bășâși. Da, pe atunci azi bun e, când răgică cât cea bășâși, atunci se înfoaie ele când le frigi. Și vezi? Cât l-ai lăsat așa la dospit? Păi poți să le lași o jumătate ce de șase și mai bine depinde și de fănină cum e. Dar acum, cum avem fănină bună, îi jumătate de șase. Înainte vreme... Și dacă trece un șase, altădată mă fac altce trebuie și le las frământace și nu mă apuc de ele. Înainte vreme, când mergeau oamenii cu oalilii, luau grâu și cucuruz de la pustă și făceau fănină de căpătau, nu? Pentru că satul Biniș și pământ olar. Și... Deci olar. Acum s-o mai îngrășat că o mai băgat bălegar cum sunt fermele aștia și na, dar înainte era greu. Și aduceau lumea rană de la pustă. Da, da. Duceau oale cu oale, cum avem oale. Dușeau oale făcuce, cârșeje, tăvi de fripi curumpiei, oale de păsulă, olcuță de mormânți, cum era să te duce o colești. Și pentru lapte. Și pentru lapte de năcris, suloane sau orice matare. Da. Așa le-au zis la da, oalele. Da, da, da. Așa avem cum ai tu aici așa ceva, numai că ăștia-s mai noi. Nu, uite acolo, în față o avem. Oameni buni, Binișu este unul din cam ultimele centre de olari din Caraș-Severin, din Banatul Montan. Ce zic eu ultimele? Cred că este chiar ultimul centru. Gândindu-mă că în perioada interbelică, la 250 de numere de casă cât avea Binișul, erau 500 de cuptoare de ars ceramica. Ceramica de aici, din Biniș, era o ceramică de tip roman, nesmălțuită, și așa cum spunea și Mărioara, se făceau fel de blige, de oale, de cârșeje, și de cărat grâne, și de cărat fănină, și de pus pegmiezul, și de lapce, și o olcuță pentru morminți, și oale de sarme, și o pinși pentru crum și pentru carne de băgat în cuptori. Era o menunățâie. Ei, oamenii făceau aici pentru că pământul de aici din Biniș era și este un pământ special, foarte bun pentru oale. Chiar un pământ extraordinar de bun. Ei bine, făceau, umpleau carele cu oale și plecau în pusta Banatului, în câmpia Banatului, ca să poată să-și aducă acasă, la rândul lor, mâncare, pentru că dealurile erau cam sărace aici, pământul cu mult lut, nu se prea cultiva mai nimic aici la Biniș și trebuiau să trăiască și oamenii din ceva, nu? Da, da, așa era. Trebuie să vă mai spun un lucru, dragii mei, pe care nu l-am spus până acum. Mărioara de câți ani, și ani destui, e dusă ca mulți alți români să-și caute traiul mai bun în țări străine. Să aduc bani acasă, fac ce trebuie. De câți ani ești în Spania? În septembrie fac 21. De 21 de ani. Septembrie. Și când vine acasă, ce credeți? O dată pe an vine acasă? Da, da. O dată pe an. Da. Cât șezi acasă? O lună. O lună. În luna aia când vine acasă, nu vreți să știți ce spectacol culinar și gastronomic este acasă la Mărioara. Fie mâncare spaniolă, fie mâncare din asta, de-a noastră bătrânească. De la Biniș. De la Biniș. Ia ca turta împăturată, ia ca raina de băgic, ia ca șeprămărioara. Unii le-am văzut, le-am mai făcut, alții mai rar. Mărioară, câți ani are băgicul ăsta al tău? Prestă 40 de ani. Deci prestă 40 de ani, dragii mei. Dacă cumva aveți pe acasă vreo raină de băgic, adică o oală de fontă, nu o lăpădați, nu o aruncați, că-i aur la casa omului. Mărioară, am dreptate. Da. Cum să fac turcilinia? Atâta de bune, pentru că ea se înșintă. Și nu se rășește imediat, nu se stâmpără cum se dășea. Deci sâne, uite, poate mă zăuit, mă dau de alte trieburi și nu bag lemne pe cuptori. Deci ce trebuie? Da, și ea e caldă, uite, se face imediat, deci e foarte bună. Sfat. E bun de păstrat. Recomandare, luați-o cum vreți. Nu mai aruncați rainile de băgic, adică oalele de fontă, pentru că-s aur la casa omului, dragilor, aur. Așa se lucra înainte vreme. Stai că dau prămăria. Trecorește-mă. Hai măcar așa, măcar fumul să-l dau eu. Așa, ajută-mă. Ah, da, atât am izbun. Bine că am pălării azi. Mărioară, dimineața când se dușeau oamenii la holdă, mai ales primăvara, vara, toamna, așa, trebuia iuta de făcut de mâncare, nu? Iuta. Eu mă sculam de la 4 și jumătate. Și făceam turcile care le-am prezentat. Așa? Făceam popârlăul ăsta care îl pregătesc. Ei, asta am vrut să zic. Ce mâncare faci acum?
Acum facem un popârlău. Din Agică? Ouă, din brânză, o țărică fănină și cât așa apă, că-i dă cât a gust bun și dulce. Și aia făceam fuga, puneam cigania de băgic la mijloc, puneam ciniarul cu clisă și turcile. Și-și lua fiecare? Sigur că da, sau dacă nu pita, sau dacă nu mălaiu, cum se făcea. Mărioaru, de când ce știi ai crescut porci? Da. Clisa aveai întotdeauna în casă, de la an la an. Tăiam câte doi porci la Crăciun, câte unul în vară tăiam. Dacă așa, dragii mei, trebuie să vă mai spun un lucru. La Bănățeni niciodată nu se taie porcul. Se taie porcii. Bănățenii tăiau porci, nu unul singur, mai mulți. Pentru că în gospodărie trebuia să fie mereu mâncare și să ai pe ce pune mâna, cum zicea Bănățanu. Uite, da. Dimineața ai luat o dărabă de clis, ai tăiat-o iută, ai băgat-o în băgic, ai mai pus pe lângă ea ouă, că ai avut găini în curce. Noi nisăm acum cu mult fum. Nu că am fi noi niște afumați, dar trebuie să vedeți că înainte vreme... Așa făceam, așa făceam afară, sigur că da, vara. Afară, la aer liber. Și aveam pusă țagra, o am acolo, cu căldarea, și fierbea și pentru porși. Făceai toate lucrurile odată. Când făcea mâncarea, făcea așa. Sigur că da. Puneam tacinu și aveai buruianie de prin grădină. Puneam și altă dată, puneam și oala cu păsură de pământ și fierbeam. Și până e gata la porci, da, mănâncă și... Da, fierbea și aia, sigur că da. Și zama de păsură pentru prânz, ca să iei în țarină, că altfel... Și întotdeauna acasă cine rămânea? Bătrână care făcea mâncarea? Dacă era și dacă nu... Rămânea gazda... La mine era aici, în oră, când am venit, era baba, când nu o mai luam în țarină. Mă duceam numai eu cu soacră mea, cu socrul meu și cu bărbatul. Oameni buni, și acum să fac o țară de traducere, că de-aia mi-s aici la Biniș, pe post de traducător și de mâncău, e adevărat. Țagra însemneau acele pirostii pe care se punea căldarea de fiert la porci. Oameni buni, dacă vă aduceți aminte, i-am mai făcut un rățăp din ăsta, îi zicea păpălaică. Și era prăfănină din aia de cucuruț. Asta nu-i baș așa, asta e altă șeva. Ei, făină de grâu, nu? Da, și cum îi zice la asta? Păpălău. Păpălău. Adică un păpălău o să mănânce niște păpălău. Să mânca dimineața și să mânca și seara când vineai. Fuga, trânceai și ce culcai, că vineai de la săpa sau de la fân? De unde nu mai aveai vreme de atât de mult. Nu mai aveai vreme. Și apa cât o călim tu, Mărioaru? Până se moaie. Când se moaie, se face ca sticla. Da, să se facă cât a roză. Până se moaie. Vezi ce înseamnă cigania de băgic? Una, două. Una, două ai prângit-o. Uite ce frumos. Mărioaru, aici ai pus ouă, da, brânză, da, brânză de oaie, și fănină. Și fănină. Și câtă apă. Și câtă apă să se facă mai mare. Dacă în caz că vezi că e câta mai groasă, mă iei bocala și mai pun câtă apă, că nu-i nicio problemă. Și puni coloncinieri și mânci cu câte o bucată de brânză și cu și vreun căstrăvece acru, nu strică. Și o dărabă de clisă. Și o dărabă de clisă. Dărabă înseamnă o bucată, dragii mei. O bucată, da. O bucată. Mărioară, și acum, asta cum e? Fiartă, o friptă? Fiartă, normal. Mai mult fiartă? Sigur că da, nu-i friptă pentru că e pusă apă. Mai mult fiartă, da, până să... Sigur că da. Să încheagă, cum ar fi zis. Nu, nu de încheca, nu-i problemă de încheca, că se încheagă rapid. Numai problema e să fie fănina fiartă. Sigur că da. Că dacă, vage de noi, mâncăm fănina crudă, pățâm rău. Ne dor foalele. Pii, asta e sigur că da. Eu stau pentru orice eventualitate, dragii mei, cu bocala cu apă. Doar, apă, ia, vedeți? Vedeți de ce? Așa, mai punem apă. Că vezi tu că ne-am învățat cât adomnești acum. Mai să facem la aer liber. Dar mergea și cu lapte, nu? Mă, poți să pui și lapte, sigur că da.
Dragilor, m-au dus drumurile mele prăstătot prin banatul ăsta. Mâncăruri de toată forma și le-ați văzut și le-ați și auzit. Dar zeamă de brânză, cum am auzit că se face aici la Biniș, credeți-mă că nu am văzut, nu am auzit. Și pot să vă zic, e că bănățanul nostru, sau mai bine zis, maistorița de la cuină, bucătărea sa, dânșiu a avut în casă, din aia au făcut mâncare. Cum îi zice? Eu zic zeamă de brânză, tu, Mărioaro. Zămuică de brânză. Zămuică și de brânză. Și cum am crescut oi, cum am avut oi, cum... Fii bună, așa... lasă-mă numai o dărabă mică de brânză. Dar ia-ți dragă, dar aici o crișcă întreagă, uite ce bucată nu, cu tot. Nu, că mai vreau după asta să mânc mâncare. Faină brânză. Asta e de la voi? Da. Asta eu numi eu o încheagă cu cheag de casă, cum se făcea de mult. Adică? Nu cu cheaguri cumpărate. Cheagul cumpărat are un fel de ulei și un gust rău. Așa. Și cum face el cheagul de ăsta? De când tăiem porcul, burta de la porc, se ia pielea dinăuntru, se spală bine, bineînțeles, și se pune într-un borcan de sticlă cu sare multă și se lasă vreo 2-3 săptămâni, o lună că ține, că iarnă. Și pui și oțet, oțără sau nu? Da, nu, oțet după aia. După aia, și după aia se taie fâșâi cu bucăți, cum poți, bagi tot într-un borcan de sticlă și pui oțet și pui zăr de oaie sau zăr de vacă. Aha. Și ala-i cheagul natural, ala-i bun, de-aia-i brânza bună. Ia ca să pune brânza. Și asta e brânză, dar de oaie, nu? Nu da, de vacă. Nu, nu de vacă, nu. Că-i dulce. Nu mai punem sare, nu mai punem nimic. Vezi că ai gustat-o brânza, nu-i așa serat acum. Că nu facem, că vezi tu cu tensiunea asta, cum îi... toată lumea e biceagă. Da, toată lumea e biceagă. De mult nu ne-o mai becejit. Și înseamnă că asta e brânză de oaie, da? Da, brânză de oaie. Așa, o călim cât o prăjim. Da. Așa, un picuț. Și brânza trebuie o țărăc. Un pic, un pic trebuie, da. Da. Dacă am zis brânză, am zis brânză de oaie. Și dacă am zis brânză de oaie, am zis brânză sărată. Numai ce n-am zis, dragii mei, e că brânza asta e brânză de-a nouă, adică e de anul ăsta. Imediat după Paști, cum s-au înțărcat oile, nu oile, miei. Da. Miei, sigur miei, că nu da, oile, da. Oile nu se înțarcă. Numai nărodul zice că se înțarcă oile. Și s-au vândut miei. Da, după atunci ce au vândut miei. Atunci ai luat lapcele și ai început deja să faci brânza. Și e brânză de atunci, dragii mei, îi moale, nu-i baș așa sărată. Nu, nu, nu-i sărată. Așa, punem o țâră piparcă de prăjit. Așa. Piparca tu, Mărioaro, ați făcut-o voi sau ați luat-o? Eu de mult fășeam, dar dacă nu mi s-a acasă, da. N-ai mai ajuns să da, faci. Da, am rupt în grăgină, anumit din aia de roșie. Roșie și o puneam prață și o puneam la uscat. Și atunci eu am avut o morișică făcută la fabrică. Așa. Că mult ce am făcut acolo și cu aia o mășinam. Pot să spun la oameni, pot. Pot dragii să mei. Spun. Să știți că eu pe Mărioaro o cunosc de 30 de ani. Nu vă uitați așa la mine că mi-s paure, că și eu am lucrat la fabrică. Eu am fost lăcătuș. Mărioara a fost tăietor oxigaz, adică tăia cu acetilenă, metalul. Da, cu brennerul. Cu brennerul, cu brennerul. Așa. De acolo ne-am frecat cu acelii pe alea table, acolo la fabrica de la Boc și amândoi. Viața ne-a dus pe unde ne-a dus. Iacă-tă, Mărioara ai de 20 și ceva de ani pe la Spania. Da. Eu umblu bitangă prin cuina bănățană să aflu mâncăruri să vi le aduc domniilor voastre. Și frumoasă. Ia așa, încet, lucru încet. Tradițională frumoasă. Mă îmbucur că nu se pierde tradiția. Cum să se piardă cu oameni ca da, cine? Mă îmbucur da că seama. Te ocupi și ești foarte frumos. Chiar dacă este plecat în Spania, n-a uitat gustul mâncărurilor de acasă, din copilărie, de când a venit nor aici. Deci toate rețetele le știe, fraților, surorilor, oameni buni, ce mai. Vreau să vă spun că e o adevărată enciclopedie, Mărioara noastră, legat de obiceiuri, tradiții la Biniș, de mâncăruri. Gata, să nu mă facă undă. Acum să fiarbă numai o țără, că nu-i trebuie cine știe cât, numai un pic. Și arunc câta pe trenjel, să fie frumos, na, să aibă gust. Și asta e. Și când ne punem în bligile de pământ, ne punem pită tăiată. Dar când e o țără mai bătrână, numai nu mai aruncăm. Da, trebuie să spun așa. Ia uitați-vă, fraților. Asta e o pită făcută în țăst. În țăst. Așa. Pita asta când se usca, că nu puteai să o mănânci toată, mâncai o zi, două, trei, patru cam zile. Cam trei zile. Mai rămânea pită veche și ce făcea? O tăia cu bulețe, da? O punea în cuptor să se prăjească o țâră. Nu e nevoie, că se uscă și așa. La soare. Dacă vrei o pui, dacă nu, sigur, așa, în casă. Se uscă. Și
Jamaica asta da, de brânză să mânca. Da, cu ciocul, la bine se spune cioc. Așa, cu polonicul, cu polonicul. Așa, cu polonicul, parcă alții nu. Cu ciocul puneai în blidul de pământ, stai să vi-l arăt. Așa. Se punea în blidul de pământ. Așa, și puneai deasupra cu buleață de pită. Și o țără pătrânjei. Și pătrânjolul pune și. Și uite așa, și mâncai. Știți cum îi ziceam la bucățelele de pită? Sănătos, crutoane, că așa zic domnii prea mare, crutoane. Nu, mă, fraților, e pită de-a noastră, tăiată bucățele, uscată și pusă în zămaica de brânză. Și e mai. Dragii mei, turtă păturată, ia uitați-vă viți aici când vine să o mănânc cu ochii, dar mai așteaptă o țărăturtă asta pentru că o să o mânc cu păpălău. Păpălău e mâncarea pentru ei care se grăbesc dimineața la holdă și vin țara tăbărâți de acolo, iuta mâncare cu două crișche de clisă, adică cu două bucăți de clisă, da? Și cireașa de pe vârful tortului, dacă aș putea să-i zic așa, este zămaica de brânză cu crutoane, cum zic domnii, bucăți de pită. Pentru că aici, la Biniș, așa cum i-a zis Mărioara, căreia vreau să-i mulțumesc pentru amabilitate, dar mai ales pentru minunatele rețete, la Biniș brânza era baza. Și Mărioara, ce rog frumos, când ce-i duci înapoi în Spania, mă învață-i pe oamenii aia să facă mâncare ca la cine acasă la Biniș, că bine le-o pringe. Le-am mai arătat, le-am făcut, spuște, să vadă le-o plăcut și le-o plăcut și sarmile și le place și coliașa și le place și am mai făcut că pipar cămplută, că la ei se face în alt mod și alt sistem de piparcă și nu se face ca la noi. E, dragii mei, cam asta ar fi astăzi la Sarea în Bucate și bași așa cum zicea uica Mihai, Dumnezeu să-l ogină, stomacul deștept ține mintea sănătoasă. Iar mie, Liuț, nu-mi rămâne decât să vă zic, vă țuc prăsăturace ca la Sarea în Bucate. Cu cine? Doamne, cu Mărioara de la Biniș. Doamne.